Atlantia vivere, Atlantia vincere, Atlantia vittor. Atlantia vivere, Agartha vivere, Shambhala vivere, Lemuria vivere, Urantia vivere, Akasha vivere, Lir, Mur, Surka vivere. Din sexes the horse civilization, the castles vivere. Virkolachi vivere, werewolves vivere, vampires vivere, the undead vampires vivere, the immortals vivere. Sfântul meu popor Atlant. Acum înțeleg de ce fiecare zi din viața mea poate fi ultima. Pentru că în fiecare zi pot să urlu noapte, am urlat în ultimele două luni, sunt foarte bolnav, tot am dușit de mi-am scuipat plămânii. Asta am făcut și în februarie 2013, când am intrat în perioada testului Agartei, în perioada activă, și atunci au trecut 36,20 ciclu sau cât dracu a trecut, că de 37,71892 zile. Și nu mă înțelege nimeni, nu mă pupă nimeni, eu vreau tot timpul să fiu pupat, să fiu în centru atenției, să mi se dea atenție, să fiu pupat, să fiu iubit, să îmbrățișa, nu să-mi vorbească maica mea în creier și să-mi spună, tu ești un, și să-mi spună, tu trebuie să înțelegi că, pe ce nu mai spune nimic, că ea vrea să mă amâne, toți ăștia din Cluj vor să mă amâne, ca eu să-mi pierd viața și să nu fac nimic pentru voi, să ajung un ratat, un rahat, un jeg, un căcat, un gunoi, cum spune ăsta în creier, Nicu Rus din Bâlea, să nu fac nimic. Scopul acestor oameni din Cluj, ardeiul în general, este de a mă amâna în continuu și pe ei înșiși. Am fost vizitat că eu deranjez o familie de vampiri nemori care trăiește deasupra mea, că eu urlu noaptea, nu urlu ziua, pentru că maica mea e dragon cu trei capete, da, cu două capete, care scuipă trei bile de foc la fiecare secundă jumătate, care s-a născut noaptea. Și eu la 10 seara m-am născut. Și taică mea e vampir roșu, dar pe mine m-au visat ăștia care aveau numai colți, canini, și le lipseau dinții. Și cu un dragon care spunea că ești bun la zvârtoială, că îmi trage unul ce care ce este de prieten în Cluj. Mi-am dat seama că mafia din Cluj și din țara asta e mult mai importantă și mai mare, ca și serviciile secrete care se îmbracă în albastru la SRI și iau $3,000 pe lună să aibă grijă de mine și n-au grijă deloc. Vreau să fiu instalat sau internat în spital SRI-ului, să fiu vindecat la genunchi și la coloana vertebrală care mă dor, și să nu-și mai bată joc dobrii din Cluj de mine. Să nu mai zic că aia că eu să-mi pierd vederea și dinții din față, că ea nu știe pe ce am trecut eu. Și dacă e să luăm la bani mărunți, nu merită să fie, să poarte corona Ardealului, pentru că toți dragonii care sunt Ardeal și în România, cel puțin și în Europa, s-au născut din pula lui Iskander Verkeg, care o sămânța 600 de femele dragon. Și, prin urmare, toți dragonii au dreptul să se considere regi nobili împărați peste dragon și așa mai departe. Ok. Că eu sunt Anemar și îmi place să mi se dea atenție, să nu se vorbească urât cu mine, ci frumos cu mine. Ăștia, vampirii de aseară, foarte frumos să vorbim cu mine, că să nu urlu, că îi deranjez, că e ziua, stau în coșciuge, e foarte fain să fii mort și să stai șepte într-o singură cameră. Morții sunt foarte buni cu organizarea spațiului. Și am scris am la 112 și 113 și am spus, eu sunt Lucian Ilea, rudă cu Male Enea și cu șimea mea Leason, regea cetății Argosului, capitala sfântă a Macedoniei, și eu sunt Male Zeu Apollo, stăpân filozofie și artul, oratoria, scultura, pictura, muzica, dansul, poezia și teatrul. Și eu mai sunt zeul civilizației și al somnului și zeul ăsta al vorbelor nerostite și înțepate și a celor ce vorbesc la ei o creier. Eu mai sunt și mare nemuritor Ozymandias, care conduce 77% între nemuritori, și mai sunt și împăratul nemuritorilor Ozymandias, și mai sunt și mare zeu Apollo și țarul Rusiei, asta am uitat să le spun. Și să nu-ți bată joc de mine, că ei am văzut că mai se consideră peste mine, că și băiatul la bacteria aia împusită de la Victoria, de la cinema Victoria, care tot timpul râde și își bate joc. Și fata asta care nu-și bate joc, care are păr așa ca de metal, care e dragon și mie îmi place de-aia, vreau să-mi bag pula în pis de aici, s-o fut bine. Dar sunt ăștia, ziceau că el e numărul 1 în Cluj la zvârtoială și că nu știu ce, și mă bate 2 dragoni și 5 vampiri nemorți, adică sau 4, 3 am văzut aseară la mine sus. Când m-am dus la ora 12 mă caută că ăștia să trezesc noaptea. Și
Eu mi-am scuipat plămânii în ultimele două săptămâni, nu m-am dus ca și Andrei Cristian tătarul la cursul de recalificare și nu m-am dus, deci mi-a zis Lorențu Marin, și nu m-am dus la Sânaia să mă întâlnesc cu atlanții, că ea suferă de dorul meu și plâng și vor ca eu să fiu acolo. Ăsta este un mesaj pentru serviciul de urgență, ca să mă ia să mă interneze, să mă vindece, că ăștia vor să mă omoare nobilii din Cluj. Ăsta este singurul lor scop, că România este republică și nu există niciun consiliu al nobililor și niciun nobil. Da? Bun. Asta este ceea ce am vrut eu să zic. Adio. Că dragonii asta vor să demonstrez la ei, că ești la fel de bun ca un dragon. Și o sunt pe toți și vă, numele lui Iskandier Berkeg îl știu. Și asta este, că ăștia vor americanii să muște în junglă, le-au crescut aripile și ghearele și nizii, vor să muște pe tăți să devoreze și să-i bage pula 64 de pizde cum vreau eu. Că sunteți la vreo mascul care trăia între 33 de ani și 3 luni și 37 de ani și 7 luni și am trecut 37 de ani și 10 luni și nu s-au terminat încă. Și să dau cu topurul la ăla care tot urlă la mine în creier. Oamenii ăștia vinți mult mai rău decât ăia morți. Ăia morți nu au făcut nimic contra la eu. Deci când mi-au băut sângele, dar ăștia, că ziceau că mă golește, nu știu ce, că-s hoți. Dar ăștia sunt cei mai răi. Ăștia care zice că eu să înțeleg realitatea și pe aceea mă chinui și mă zbat pe în genunchi fața lui și zice să semnez că dai toți banii de gata la Nicu Rus din Bâlea și că dau 270.000 de la Stavnova și 5 milioane și încă 10 milioane de la Prințesa Mihaela și încă 35 de milioane de la Eilalz care se numesc Oanex și încă 68 de milioane de la Vulto și 88 de milioane de la ei, alți 120 de la AMD. Toți banii se dau la căcații de la biserică, care nu știu ce să se roage și să fută și să fie mafioți, că e cei mai răi. Nu sunt cei mai buni, sunt cei mai răi. Așa este. Așa este. Că nu există niciun Dumnezeu și nici există, dar ăștia sunt răi și ăștia nu știu. Și eu o să mă duc și o să pun la biserică, că acolo s-o făcut cu banii la eu, că eu să n-am dinți în gură și ei să se veselească pe banii mei. Și să zică că-s mai grozav, că-s mai ființe de lumină decât eu. Asta e scopul la ei. Că-s răi, moartea de lumea, moartea de lumea, moartea de lumea, moartea de lumea.